Salut, cu voi Dimas Show și astăzi facem întrebări și răspunsuri și voi ne-ați acordat niște întrebări, dacă am puține, vă rog, pe viitor mai multe întrebări aștept de la voi. Chiar acum mergeți în comentarii și dați-mi niște întrebări pentru următorul video, dar acum să mergem. Dacă vrei să apari în următorul video la mine pe canal, atunci intră în descriere pe linkul de pe Instagram, abonează-te la mine pe canal și adaugă în story la tine o imagine sau cu canalul meu sau cu oarecare imagine, scrie numele meu, scrie salut Dimas Show. Și adaugă pe mine acolo numele meu de pe Instagram. Eu o să văd și toți cei care o să facă lucrul ăsta o să apară data viitoare în video următor. Prima întrebare, cei mai buni prieteni? Așa, prieteni cei mai buni nu am prea mulți, dar prieteni simpli am foarte mulți. Adică cu majoritatea mă sunt ca cu un prieten, așa că un prieten ceva și cel mai bun prieten nu am amul la moment. A doua întrebare, care este localitatea ta natală? Localitatea mea natală e unde eu m-am născut și am trăit de mic, e Obreja Vechi din raionul Fălești. Acolo am trăit o câțiva ani și pe urmă m-am schimbat cu traiul în Hiliuț, tot din raionul Fălești. Și ca atare să o gătim, localitatea mea natală, de unde eu m-am născut și unde am trăit primii ani de copilărie, asta e Obreja Vechi. Dar acum la moment trăiesc în Hiliuț, raionul Fălești. 3. Vloggerii la care te uiți cel mai mult. La moment eu am câțiva vloggeri care așa mă uit permanent și sunt abonat la dânsii. Primul este care îl urmăresc frecvent în fiecare săptămână, mă uit la vloggerul lui. Este un vlogger din Rusia, Max plus Topitsot se numește. A doilea vlogger care tot așa îl urmăresc e din Moldova, Elias Vlogs. Mai sunt niște băieți, niște prieteni de mii tot care îi urmăresc așa în fiecare dată. Tot îmi plac videorile lor, astea sunt niște vloggeri începători, cum deja nu sunt chiar începători. Se numesc Gangsteri. Mai mă uit așa tot la Motan Show, asta nu e chiar vlog, dar ceva interesant și ceva pentru mine o informație nouă, apoi Motan Show, da, e exact ceea ce îmi trebuie, îl urmăresc și pe el. A treia întrebare, câți ani ai și de ce nu postez mai des? Am 19 ani și de ce nu postez mai des? Pentru că lucrez și nu am așa mult timp. A cincea întrebare, când ai de gând să o ceri prietena ta? Când am să o cer, atunci să zic, așa sunt întrebare. Ai preferat să devii o celebritate pe care toată lumea o urește sau să rămâi o persoană normală și toată lumea să te iubească. Normal că aș vrea să rămân o persoană normală și tot să mă iubească și să mă stimez. Asta e normal. A șaptea întrebare. Care crezi că este secretul unei vieți fericite? Secretul unei vieți fericite, eu cred că e să ai un business propriu, să ai o familie, să ai copii, să ai un băiat și o fată. De exemplu, dorința mea este să am o familie normală, să am un băiat, o fată, să am un business al meu propriu. Întrebarea a 8. Dacă ai avea posibilitatea să întorci timpul înapoi, ai vrea ceva să schimbi? Nu cred că aș vrea, pentru tot ce s-a întâmplat, asta a fost spre ghine. Tot ce s-a întâmplat în trecut, asta m-a făcut ca eu să devin ceea ce sunt de azi. Da, au fost și niște lucruri urâte care s-au întâmplat în trecut, de exemplu, mi-aduc aminte când eram pe la școală, încă în sat, am stricat o tabletă și atunci așa mă gândeam, așa vroiam să întorc timpul înapoi, dar să nu stricat atunci tableta și aia, n-avea părinții să-mi iei alta, nu era a mea, dar era la sora mea. Da, posibil unele lucruri aveți le schimb, dar totuși mă gândesc la treaba asta, să nu s-a întâmplat lucruri cela, n-avea să întâmple astea și să ajung în ziua de azi ceea ce am ajuns, așa că totul ce s-a întâmplat în trecut a influențat la totul ce se întâmplă în ziua de azi, așa că nu cred că aș vrea să mă întorc în trecut să schimb ceva. Întrebarea a nouă, dacă ai avea o superputere, care ar fi? Cred că dacă aș avea o superputere, apasta ar fi pot zbura. Cât e de interesant și frumos să pot zbura așa noapte, zbori deasupra orașului și e foarte interesant, nu? Dar asta e o imaginație a mea, știți? Eu aș vrea să pot zbura, asta e. Și întrebarea a 10, care este cea mai interesantă carte pe care ai citit-o anul ăsta? Nici una, eu de când învăț la școală, n-am citit nici o carte așa, să o încep de la început și să o termin la urmă. Nu tare iubesc să citesc. Decât să citesc o poveste, de exemplu, mai gine eu cad pe YouTube și mă uit la ea. Și asta nu înseamnă că eu nu pot citi, da, eu de citit pot. Întrebarea 11, de ce ți-e cel mai tare frică? De baba Cloanța. Întrebarea 12, care este cea mai penibilă amintire a ta din copilărie? Da, este o amintire la mine din copilărie, așa, care nu a fost chiar bună. Avea să ardă bucătăria. Mai scurt, mama a prins foc, nu știu, acolo era vara afară și m-a pus mine să am grijă de foc. Și eu trebuia să șad acolo să am grijă. Și nu știu, s-o stâns foc. Pe poliță și țin minte că stătea o sticlă cu benzină. Și eu văd cum se aprinde foc și da, să-i dau mai rând de foc, ca să scap mai rând și să mă duc la joacă. Și eu ștorn benzină în plită așa și se aprinde tot acolo și se aprinde și garafa și mă sperie și am aruncat garafa jos. Tot s-a vărsat pe jos benzină și arde acolo. Și încă era și balon de ăsta de la gaz acolo aproape. Eu m-am speriat, nu știam ce să fac, am avut noroc că era mama mea pe aproape acolo și repede am venit și am spus, eu încă turnam apa, dar focul mai tare se aprinde încă. Și atunci m-am speriat foarte tare, dar bine că tot a fost bine și tot și repede s-a stâns focul și tot a fost normal. Dar asta să rămâi în amintire pe toată viața. Întrebarea 13. Care este jobul visurilor?
visurilor tale. Când eram mic, foarte tare vroiam ca să devin mașinist, adică să conduc trenul. Dar am ajuns deja în clasa 9 și am înțeles că este o profesie care nu e de lucru. La noi în Moldova deja dispar trenurile și e greu de învățat și totuși mi-am ales altă profesie, bucătar. Și da, într-adevăr mi-a plăcut profesie, da, acum nu lucrez bucătar, dar totuși asta rămâne profesia, jobul visurilor mele. Să devin un bucătar ceva, dar nu așa bucătar simplu, dar vreau să devin un bucătar, șef, să devin, să am un restaurant al meu, adică să plec prin țări străine, să învăț ceva nou, să fac mâncare, să fiu adică un bucătar profesional. Întrebarea 14-a, cine a fost prima ta iubire? O fată. O fată. Întrebarea 15-a, ce iubești cel mai mult la tine? Te iubesc, eu mă iubesc pe mine totul. Întrebarea 16-a, ce te enervează cel mai tare la părinții tăi? La părinții mei nu mă enervează nimic, pentru că am cei mai buni părinți din lume. Vreau să le mulțumesc, tot ce am ajuns datorită părinților, așa că eu mă mândresc cu părinții mei, așa că nu mă enervează nimic la părinții mei. Vă iubesc. Întrebarea 17-a, dacă ți-ai face un tatuaj mâine, cum ar arăta? Cred că așa ar arăta. Asta nu e tatuaj adevărat, dar nu tare vreau să-mi fac tatuaj, pentru că posibil o să ajung în vârsta când deja eu o să fiu în vârstă și o să-mi pară rău pentru greșelile care le-am făcut în tinereț. Dar dacă ne-aș face așa un scorpion, cred că e drăguț. Nu știu, aici sau în altă parte, dar totuși scorpion ar fi. Întrebarea 18-a, croasane sau clătite la micul dejun? Blinchi. Uite, ești nebune. Întrebarea 19. Dacă aș fi ales să conduc toată lumea, ce faci în prima zi? Eu cred că în primul rând ce aș face, asta tot conducerea din Republica Moldova, afară și aș face eu niște legi așa normale pentru oameni, dar nu știu, așa aș face eu, dar într-adevăr nu știu dacă... Nu știu ce poate să se întâmple dacă omul ar avea atâta putere în mâinile lui să conduc toată lumea, cine știe, și ar influența la mine în cap atunci. Întrebarea 20. Ce speri să realizezi până la 50 de ani? Până la 50 de ani eu vreau să am 2 copii, soție, familie bună, să am casa mea, să am mașina mea, să am un propriu restaurant și să am business al meu. Și străiesc așa, ca panul. Dar de la zis și până la făcut mai este, așa că vom vedea la 50 de ani ce o să ajung eu. E că la 50 de ani, când o să mai filmez un vlog și o să vă spun atunci ce am devenit eu. Întrebarea 21. De câte ori te-ai îndrăgostit până acum? Până acum n-aș zici că am avut așa mare dragoste, pentru că eu nu mă întâlneam așa. Mult timp la mine relațiile nu se țineau, dar acum într-adevăr m-am îndrăgostit, da. Îmi place de prietena mea și pot să zic mai precis că nu m-am îndrăgostit niciodată așa cum s-a îndrăgostit amu, așa că așa e viața. Întrebarea 22. Ce te face să plângi? Cred că ceapa așa altceva nu mă face să plâng, că nu tare iubesc să plâng. Întrebarea 23. Dacă aș fi nevoit să-mi schimb numele, care ar fi alt nume în locul meu? Nu știu, eu iubesc numele meu. Când eram mic, nu iubeam. Pentru că alții îmi ziceau Dumitru, ca eu socotem că asta e un nume ceva vechi, ceva. Dar am aia îmi zic Dimaș, îmi pare foarte drăguț, așa că nu mi-aș schimba numele. Iubesc numele meu. Întrebarea 24. Care emoții te descrie pe tine? Care emoții te descriu pe tine cel mai bine? Cred că emoțiile pozitive. Eu permanent mă stăruiesc să fiu un om pozitiv, așa, nu sunt serios. Nu trebuie să fiu serios, așa sunt eu. Niște emoții pozitive cred că mă descrie pe mine. Că oamenii care mă știu pe mine știu cum sunt eu, într-adevăr. Și ultima întrebare, întrebarea 25. Ocupația ta preferată în timpul liber? Cred că ocupația mea preferată în timpul liber este privesc filme, stau pe internet, ascult muzică, adică nu sunt așa tare îmblu pe afară. Când eram în sat, da, iubeam mai tare să ies cu motocicleta, să mă prindu, iubeam pe afară, dar aici e un oraș, e plictisitor, nici n-ai ce faci. Mai tare prefer să stau în apartament și pur și simplu mă plictisesc și atât. Și iată, prieteni, și video de astăzi a luat sfârșit. Sper că v-a plăcut. Acordați-mi cât mai multe întrebări. Chiar vă duceți în comentarii și scriți ceva întrebări interesante. Următorul video tot o să-l fac cu întrebări și răspunsuri. Cât mai repede și mai multe întrebări scris, cu atât mai repede o să postez video. Eu mă stărui, să postez, de azi înainte o să postez mai des. Cu voi a fost Dimas Show. Ne revedem în continuare. Nu uitați de mine. Dați întrebări. Pa, pa! A, nu. Și nu uitați să vă abonați la Instagram-ul meu, desigur, acolo. Trișeți chiar rămâne în linkul descrierii, acolo este Instagram. Abonați-vă, abonați-vă și abonați-vă iar.